Rusei Express. Din acest moment, singura persoană pe care te poți baza este colegul tău de echipă. Hello! Nu trebuie să ai la tine telefon mobil, bani și proastă dispoziție. De două, ne-am scăpat. Trebuie să spui da la orice îți zice operator. Oh, what? Da la orice îți zice operatorul, adică tu? Mai ales dacă te întreabă de pinul de acolo. N-am bani pe card. N-am niciun ban. Urmează să fii dus într-un loc secret de unde aventura va începe. Va fi un Crusader Hunt în care vei primi indicii în fiecare punct și vei ajunge, te vor ajuta să deplasezi la locația unde te va aștepta cruciada finală. Ne batem la final, copicule, ești în cinta mea. Am citit primii, ați pierdut deja. Ce? Am citit primii, ați pierdut deja. Și indiciul ăsta 1, nu indiciul ăsta? Nu ai pierdut, pentru că le-am citit de două ori, să fim siguri. Ne uităm și la indiciul 1? V-am uitat deja. Da? Ce să fie, oare să fie o ghicitoare sau poate o vrăjitoare? Vreau un double. 16 grame și un single de la Nane. Nu. Nane? Vreau un double 16 grame și un single de la Nane. Poate înțelegem când ajungem acolo. Cred că ideea ar fi să ajungem în 1 decembrie. Cred că trebuie să ajungem la 1 decembrie numărul 5 să vedem după aia. Cine, mă? Mame. Mame. De la mame? Mă, da, de la mame, de vinul mai coace. Băi, Santa, cu ce plecăm de aici? Cred că ideea ar fi să ieșim pe jos, să vedem unde ieșim, să ne organizăm de acolo. Da, da, să vedem de acolo ce facem. Un double, adică o cameră de hotel, posibil un double. 16 grame, ce mă rog. Nu, eu zic un double, se referă la o băutură ceva. La o băutură. Și 16 grame. Un single, gen, se referă cumva la, e legătură cu double, un single, o cameră de hotel single, dar un single de la... Cred că trebuie să ajungem în piața 1 decembrie, da. Și ne dăm de la Nino, mă, cântă la Digital Crusade, Nino. El Nino? Da, dar nu rimează și un vreau un double 16 grame și un single de la Nino. Macanache. Pare că autostop it is. Dacă nu ia careva săptămâna asta. Arătăm înspre acolo. Băi, stai cu degetul în sus, numai... No, hai să jucăm, să vedem. Nu, să-mi ia nici dracu. Încercăm. Taxiul! Să luăm taxiul? Avem voie? Să trăiți! Rămâneți liber după? Da, după. Nu plecați! Nu plec, nu plec! Ce aveți idee? Și noi aici și nu avem niciun fel de bani, nu avem absolut nimic. Putem să vă dăm niște lucruri pe care le avem în ghiozdanul ăsta. Aveți copil? Știu că voi. Da. Avem un colac. Cât de mare? Un colac nedespăcut. Putem să vi-l dăm 13 ani? 13, perfect, încape, da. Minunat. E fetiță? Noi băiat. E departe locația asta, că noi nu știm, nu suntem de ce. Nu e departe. Puteți să ne duceți, vă spăl parbrizul. Vă curați parbrizul. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Vă spălăm toată mașina. Arcați să și merge. Hai, mulțumim. Mamă, îți dai seama că oamenii ăștia stau gândit, o să fie foarte ușor, le dăm un indiciu mai ușurel așa, dar... Da, eu n-am înțeles nimic. Că suntem proști, rău. Da, nu suntem proști, dar suntem haihui așa. Vă place să trăiți. Ne place să trăim? Ne facem viața. Da. Când mă lasă la aeroport fără niciun bar în buzunar. Fără nimic, fără telefon, fără absolut nimic. Hai măcar să ne încercăm un pic, poate ne ia cineva până. Da, nu. Ain't gonna happen. You're wrong. Here's why. Salut! Ai cum să ne lași pe noi undeva în oraș? Noi teoretic trebuie să ajungem la Bulevardul 1 Decembrie, numărul 5. Nu știu, cât de aproape se poate, e perfect. Absolut oriunde. Mersi mult. Trebuie să ajungem în anumite puncte unde avem niște indicii. Și nu avem voie să ne folosim telefoanele. Sunteți la SE Express pe Oradea? La Oradea Express suntem. Eu sunt în București. Din Cluj. Din Cluj. Putem să-i cerem ajutorul cu ghicitoarea? Deci noi avem așa. Vreau un double 16 grame și un single de la piața 1 decembrie numărul 5. Riddle me this, Batman. Oriceva cu mâncare. Eu cred că terminăm, ei sunt la jumate. Da, 100%. Amă, suntem echipa la, mai frumos la hotel. Da. Amă, că suntem echipa mai puternică și mai frumoasă și mai deșteaptă. Poate ne-a descurcat imediat, ne-a descurcat. E, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, nu mai vorbi, că dacă nu, când am alergat după taxiul, când l-am văzut. Corect.
N-ați mai fost în Oradea? Nu, nu prima oară. Tocmai de asta e mai dificil. Distracție frumos. Mulțumim. Mulțumim. E un oraș foarte frumos. Da. Uite, clădirea asta unde sunteți pizza cardinale, pe Perfect. Perfect. Vă mulțumim din suflet. Mulțumim mult de tot. Hai să intrăm și să zicem direct treaba asta. Vreau un double 16 grame și un single poate ghicește ea. Să intrăm aici, mă? Ia asta. Să rămână. Aici ce număr este? 5. 5? Perfect. Ce căutați? Deci, facem parte din cadrul unei emisiuni. Și trebuie să descoperim indicii, să mergem mai departe, n-avem niciun ban, n-avem telefon, n-avem absolut nimic. Și ne s-a zis în felul următor, trebuie să ajungem la piața 1 decembrie, numărul 5. Nici nu suntem din Oradea. Toată clădirea asta e numărul. Și vă sună cunoscut cumva expresia asta? Vreau un double 16 grame și un single de la? Nu? Ori Captain Bean, ori e Street Roasters Cafe, una dintre cafele. Unele din cafelele de aici. E una mai încolo și una mai în spate, nu? Da, încearcă prima oară Captain Bean. Mulțumim frumos. Mulțumim din suflet. Tineret, da, mulțumim, la revedere. Mulțumim mult. Haide, mă, hai la cafenea. S-o fi vorba de cafea? Și ești pe trame de cafea? Nu prea un principiu. Nu știu, nu beau cafea. Double Express, o singură Express-ul de-astea e... Da, cred că se poate, da, nici nu sunt foarte mare băutor, dar cred că da. Și oare la piața 1 decembrie numărul 5 e o cafenea? Hai să vedem dacă nu ajungem, să ne uităm după așa ceva. Nu știu, deci un cono în spate. În spate ar fi? Da. Hai să ne dăm jos, să vedem. Da, să vedem. Mersi mult de tot. Ai găsit pe telefon cumva? A, budgetul ăla, da. Aha. Hai să vedem acolo ce-o fi. Bă, dar mai stau 10 minute pe aici. Da? Nu, no, super, să vedem dacă rezolvăm. Da, cât de repede. Mersi mult de tot. Ce magazin apărea la tip pe mobil? Că nu am Trilac ăsta, parcă nu? Hai, că vedem. Salut, ajută-ne că murim. La tine e indiciu, la tine e. Dă-ne tot ce trebuie. No, bun, prima dată. Așa? Așa pe sec. Moca. Pe moca. Fii atent, am un colac. Un colac pentru tine. Stai așa să mă uit un pic la talia ta. Follow pe Instagram dacă vrei, Maxim. Trebuie să faceți cafea. Ați ne aducat vreodată? Vreau cafenea. Nu, dar eu fac. Și eu fac, mă bag, da. Prima dată. Dăm jos. Se deschide. Da. La dublu, 16 grame. Se șterge. Ok, da. 16 grame. Da, dar lucrăm doar la asta. Asta poți să-l pui înapoi, liniștit. Cafeaua e deja măcinată sau o să se măcine instant? Ok, și se legă de acolo. Da. Așa. Aici că e foarte cald. Îl pui în zona asta. Ok. Pasă pe dublu. Stai așa că nu stă. Nu stă. Trebuie să-l ții. Apasă pe dublu. Apasă un picuț. Împinge, adică. Și ai pus cât trebuie, mă? Nu, e prea mult. Nu sunt 16. Ok, scoate 16 grame. Scoate 16. E ok. Aaa. S-au gândit bun. Următorul test. Așa. Nu, corect. Mă, îl pagim faliment pe băiatul ăsta. Păi cât dacă să mai și facem? Trebuie să-l ții jos, ca să pești egal. Ține-l jos. Și unde l-arunc acum? Nu-l arunci, e ok. A. Da. Așa, bun. Ăsta-l pune înapoi aici. Exact. Așa. Și acum? Acum, în dublu, la fel ca și primul. Așa. Asta dau eu indiciu, le pui astea. Și apasă pe dublu. Că scoți două dată. Ăsta dublu. Exact, ăla. Hai, mă, că facem și așa. Și n-au apărut ei? Încă nu. N-au venit încă? Nu. Căț. Să aștept, dai. Păi mișcați cam greu. Bun, ce potoșor ați făcut? Ați făcut espresso. Trebuie să faceți cappuccino. Trebuie să faceți. Dar nu scrie de cappuccino. Cappuccino trebuie să facem. Păi nu. Da, pe aici. Double 16. Îți dai seama că omul acum mură în gură, n-are cum. Așa. Deci.
Pe astea două espresso, amândoi să faceți separat cremă de lapte. Dar okay. Dacă nu e ok, nicio problemă. Rămâneți o săptămână în training și într-o săptămână... Într-o săptămână rezolvăm. Nu, stai, mai zi-mi o dată. Deci trebuie să-ți facem acum? Ce? În training. Păi ce crezi că ne vine cafea proastă? Ok. O săptămână durată training. Bine, deci ce trebuie să facem acum? Da, bun. De aici luăm o latieră. O latieră. Și un lapte. Da. Hai mă că știu, asta știu asta să fac. Mică... Asta știu să fac. Și tu? Da, da știu, 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 știu. Stai așa. Hai. Dar oricum faceți amândoi. Deci sunteți echipa, nu? Da, da, da. Bun, stai să vedem. Mai mult un picuț. Așa, perfect. Trebuie să-l bagi giu. Da, da, stai așa că mai întâi igiena. Igiena mai întâi, bă, băiatule. Bun, stai așa. Punem asta aici frumos. Așa și ar trebui să fie opțiune. Nu. Nu? Hai doar să încerci. Nu vine să termin okay. Cu stai așa că mă... Hai să vedem. Da. Vezi că e cald. Nu așa. Nu? Că străpim tot aici. Ok. Bun. Așa e. Dă-i și la jumătate și ții acolo. La jumătate. Da. Foarte preț. Bun. Mamă, stai. Igiena. Perfect. Dar voiam după ce băteam. Da. După ce băteam. Da, așa. Uite mă, vezi? Să țin te gata. Așa. Și acum... Ce frumos să torni. Mai întâi cafeluța. Așa. Bun. Mamă, dacă îmi dai și o țigară, te pupă gură. Așa. Și aia să spun ție mai întâi. Deci, stai. Nu, nu. Da, nu? Ce crezi că e așa ușor? Trebuie să faci ceva, inimioară, ceva. Orice, trebuie să fac o inimioară. O frunză. Fac eu inimioară. Vreți că fac eu? Stai, stai să vedem. Hai că știe ceva. Stai, 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 stai. Hai că ceva, ceva. Dau tot laptele. Te-ai mă, stai, stai, stai. La tot, că facem, nu contează. Te-ai mă, că nu știu. Nu așa. Asta este calea lactee, dar nu o vezi tu încă. A, deci e abstract. Da, este... Continuă curgerea, că dacă o lași, nu, nu, stai. Că este... încă păi n-am terminat, sunt la jumătate. Bă, fii atent aici, ridici, dai în sus și traci, faci așa. Stai. Hai că știe, ce știe. Am văzut. Da, trebuie să o umplu? Mai tare. Da. Ah. Am dat pe lângă. Fără-mă. Nu știu ce mi-a ieșit. Bun. E... Okay. Naruto ceva. Bun, oricum. Cel mai e tata, bă! A apărut din ea? Bun, cel mai important e gustul. Gustul? Gustul și, bun. Și să nu fie foarte cald. Auzi, o să te insult dacă vreau niște zahăr. Că da. Te insult, nu? Da, da. Și acum ce fac? Îmi fac din ăsta? La fel. Hai. Trebuie să fac lapte? Da. Ioi. Se spală înainte. Până sub scurgere. Atât. Perfect. La fel cum a făcut colegul tău. Eu te cred, dar nu prea a fost atent. Da. Prea mult. Așa. Așa, dă-i până de toate. Ce crezi că e ok? După așa, după... Bă, nu e ok, mă, trebuie să fii mai închegat un pic. Stai. Mai dă un pic. Nu, vezi că e fiel. Mai faci alta. Nu. Nu. Eu, a, are spumă, e bun, e bun. Da, ai văzut? E bun. Ai făcut mai bine decât de un picuț. E bun. Alo. Safety first, ai zis tu bam bam. Da. Și fii atent aici. Circular. Tot pe cafea circular. Și acum vreau să faceți amândoi un espresso la single, să văd dacă ați apăsat corect. Pentru okay. că apăsarea contează foarte mult, lăsarea cafelei după ce o maci. Deci, la single vreau să văd fiecare și să fac un test, dacă e ok. Eu cred că ți s-a zis numai prima cafea, dar profiți un pic acum. Haide mă, bag acolo. Fii atent aici. Așa, ia. Pun aici. Să uită urât, nu, n-ai făcut ceva. Așa. Taci măi, e perfect. E bine până acum? Așa. Dar asta nu e mare? Nu, e ok. Pe single, pentru gust. Bravo, mă. Bravo. Măi! Nu mă mai rețin, că dacă tot aveți un avantaj, țin cu câștigătorii, bineînțeles. Bine. Unde e cafeaua mea? Atât. Bun. Hai. Astea sunt indiciile? Da, mulțumim frumos. Celălalt e pentru ceilalți, nu? Da, că nu se pare și ei. Scrie ceva pe acolo?
A, uite, budget. Ai văzut? Ai văzut? Budget ăsta, care asta teoretic era numărul 5. Da. Păi, ce e aici? O companie? E pentru compania aeriană. Vreau să vedem? GB de amava, pe toți am împușca, dacă doar am și putea. Hai la Nufărul 30 și vezi cum e cu fibra. Digi. Hai, de la Nufărul 30? Oh. Uite, bă, nu știu absolut nimic. Hai să ne ascundem aici, vino cu ăla. Hai să nu, fă-te că nu. Că nu știm unde e. Noi am venit la numărul 5, era la buget. Un test de viteză? Și perfect, primul? Easy. Primul? Arom, n-ar vrea să fie 16 grame, n-ar avea nicio legătură. Păi ai făcut poză cu mine? Și tu i-ai ajut, păi îi duci? Iartă-mă că v-am întrerupt de la masă. Întreprinde orice s-a întâmplat.